Cel mai ieftin smartphone din lume vine din India și are un preț incredibil de mic. Deși inițial mulți au crezut că este vorba despre o înșelătorie, promisiunile producătorului indian s-au concretizat. Telefonul are dotările unui smartphone obișnuit și costă numai $4. Freedom 251, cel mai ieftin telefon din lume, a fost în sfârșit scos la vânzare. Peste 200.000 de astfel de exemplare sunt gata pentru a fi expediate clienților, începând cu data de 30 iunie, iar cei care au făcut precomandă vor plăti la primire contravaloarea telefonului. Pentru doar $4, aproximativ 15 lei, utilizatorii vor primi un telefon cu un sistem de operare Android, un ecran de 4 inci, procesor quad-core de 1,3 GHz și o memorie RAM de 1 gigabit. Telefonul este dotat cu o cameră principală de 3,2 megapixeli, o cameră frontală de 0,3 megapixeli și o baterie de 1450 mAh. Telefonul a avut un real succes în India. Acest gadget a fost prezentat publicului în luna februarie a acestui an, iar pagina web a producătorului s-a blocat după ce aproximativ 7 milioane de oameni au accesat site-ul pentru a face o precomandă. Pagina web a înregistrat un număr de 600.000 de accesări pe secundă. Dacă vă întrebați cum a fost posibilă producerea unui telefon cu specificații incredibile raportate la un preț de numai $4, compania spune că a primit finanțare din partea guvernului indian. Deși producătorii recunosc că vor pierde bani la fiecare telefon vândut, scopul acestuia este ca milioane de oameni din țară să poată să acceseze internetul la prețuri accesibile.